Bună, din nou, pentru că săptămâna aceasta am făcut foarte multă matematică și foarte multă comunicare. Vreau să facem acum o lecție de dezvoltare personală și să vorbim de cu totul altceva decât de scrierea corectă, de citit și de socotit. Da? Bun. Fiți atenți puțin la mine. Nu-i nevoie să scrieți nimic, da? Nu aveți nevoie de nimic decât pur și simplu să mă urmăriți. Bine? Ok. Eu am împărțit tabla în două. Observați? În partea stângă am scris niște propoziții. Propozițiile acestea am să vi le citesc și voi urmăriți cu atenție. Cineva îi spune unei fetițe: Ești frumoasă! Un coleg îi spune unui băiat care nu s-a speriat atunci când l-a lătrat un câine: Ești foarte curajos! Un copil vede telefonul nou al altuia și îi spune: Îmi place telefonul tău! O fetiță, Zoica, vine îmbrăcată cu niște haine noi și o prietenă îi spune: Ce frumos te-ai îmbrăcat, Zoica! În prima zi de școală, Zamfir, care vine cu un ghiozdan uh, nou, deosebit, primește din partea unui prieten următoarea replică: Ai un ghiozdan tare frumos, Zamfir. Bun. O fetiță care primește un cadou de ziua ei de la mama îi spune mamei: Mami, Ești minunată. Iar un băiat, care merge cu tatăl său în maș cu mașina până la munte, îi spune când ajunge acolo, tati, ce bine conduci mașina. Atenție! Tot ceea ce ați auzit sunt convinsă că multe din lucrurile acestea le spuneți și voi. Adică, spunem oamenilor din jurul nostru ceva de bine, da? Un lucru care să-i facă plăcere. E, atunci când spunem cuiva ceva de bine, spunem că facem com, nu e nevoie să scrieți decât vă uitați, da? Compli men te Spunem că facem complimente, îi adresăm sau îi spunem un compliment. Atenție! Ce credeți că simte uh, o fetiță când îi se spune că este frumoasă? Simte bucurie, simte plăcere, nu? La fel și un băiat căruia îi se spune că este curajos. La fel și mama atunci când îi spui că este minunată sau tata când îi spui că a condus bine mașina. Deci, atunci când cineva îi face altuia un compliment, acesta simte bucurie. Da? Bucurie, plăcere. De aceea eu am desenat aici o față veselă. Pentru că atunci când facem complimente, persoanele cărora le facem complimente se simt foarte bine, da? Bun. Copii, dar să știți că nu numai aceste complimente există. Noi de foarte multe ori le spunem ceva de bine oamenilor din jurul nostru, da? Bun, dragilor, acum este foarte important că atunci când facem un compliment să-l facem din suflet, adică numai atunci când într-adevăr simțim. Nu o să-i spunem nimănui care un ghiozdan frumos dacă nu ne place ghiozdanul lui, da? Nu l mințim. Deci complimentele le spunem nu pentru a-i minți pe ceilalți, ca să le facem pur și simplu plăcere sau pentru că vrem să fim prieteni cu ei, ci le spunem numai când într-adevăr simțim că așa este. Deci nu mințim persoanele făcându-le complimente gratuite, adică complimente în care noi nu credem și care nu sunt adevărate. Bun, mergem în partea dreaptă a tablei. În partea dreaptă a tablei am scris alte feluri de propoziții. Uneori există oameni care după ce nu văd o persoană, îi zic când o văd. Te-ai cam îngrășat. Ce credeți că simte cel căruia îi se spune așa? Se bucură? Nu, niciun caz. Se întristează. Sau un copil îi spune altuia mai e plinuț. Grasule, ce va simți el? Păi, bineînțeles că va simți tristețe, va fi foarte trist și foarte nefericit. Bun, doi copii se joacă pe calculator și unul se descurcă mai greu, iar celălalt, care știe mai bine jocul, îi spune: Nu știi nimic despre jocul acesta pe calculator. Ce credeți că va simți copilul care. căruia i s-a spus așa: Nu știi nimic? Va simți. O stare de tristețe sau de măhnire, da? Va deveni măhnit, necăjit. Atenție! O fetiță nu vrea să-și facă temele și mama ei spune, ești o leneș. Ce va simți fetița respectivă? Tristețe, nu? Bun. Un copil... În loc să vorbească pe un ton normal, țipă continuu. Iar prietenii din jur îi, spui, îi spun, vai, ce nesuferit ești. Ce va simți copilul respectiv? Tristețe, nu? Sau, cineva mă supără și îi spun, mai enervezi. La fel, cel căruia îi spunem așa, simte tristețe. Unei fetițe care este de o înălțime mai mică la școală, colegii strigă după ea, Pitico! Ce va simți acea fetiță? Tot tristețe, nu? Bun. Iar unui băiat care e foarte înalt, cineva din clasă i-a spus, lunganule, credeți că s-a bucurat sau s-a întristat? S-a întristat, bineînțeles. Copii, toate aceste lucruri pe care eu le-am scris aici, uneori oamenii, din păcate, și le spun. E, Adică, oamenii, uneori, să sperăm că din ce în ce mai rar își spun și ceva de rău. Acestea se numesc jigniri. Jigniri. Deci, a face un compliment înseamnă a-i spune unui om ceva de bine și atunci el va simți bucurie. Iar a face o jignire înseamnă, ai spune cine, cuiva ceva de rău și acesta va simți, uite, am să fac săgeata și am să fac simbolul, cum arată ce simte omul căruia îi adresează o jignire. Va simți tristețe a, și pentru că nu este bine să facem jigniri pentru că oamenii vor deveni triști. Am să tai cu roșu aceste jigniri de pe tablă și vă sfătuiesc să nu jigniți niciodată pe nimeni pentru că dacă veți jigni, îi vei face pe cei pe care i-aș să se simtă foarte triști. Da? Deci să scriu aici, nu jignim niciodată. Și am să pun semnul exclamării. Este un sfat acesta. Nu jignim. Este mult mai bine să facem complimente decât să jignim. Dacă suntem, o perso suntem niște oameni care jignim tot timpul, să știți că oamenii se vor îndepărta de noi pentru că nu le va face plăcere să audă ceva de rău despre ei și vom rămâne fără prieteni. Bun. Și pentru că. Și pentru că. Vreau și eu astăzi să vă fac niște complimente. Am scris pe o hârtie câteva complimente, ca să nu vă uit pe niciunul dintre voi, câteva complimente pentru fiecare dintre voi. Atenție! Să știți că în aceste complimente, cred cu adevărat, adică chiar simt acest lucru, nu vi le fac gratuit, adică fără să cred în ele. În primul rând vreau să vă fac un compliment tuturor. -ă sunteți niște copii foarte, foarte deștepți. Și vă mai fac un compliment. Sunteți niște copii foarte, foarte frumoși. Și acum am să adresez câte un compliment. Fiecăruia dintre voi. Sper să nu uit pe nimeni. Andrei Chivu, ești foarte bine crescut și deștept. Alesia, ești foarte frumoasă și foarte drăguță. Denis, ești foarte isteț și foarte descurcăreț. Victor, ești foarte respectuos cu mine și cu minte la școală. Mihnea, ești respectuos și bun la suflet și îmi place tare mult de tine, la fel ca și de ceilalți. Ana, Ana, ești frumoasă și ești veselă. Sarafianu, ești veselă și ești o fetiță foarte deșteaptă. Daria Firică, ești frumoasă și inteligentă, Daria. Albert, ești un băiat inteligent și un băiat foarte descurcăreț. Pavel, ești un băiat foarte bine crescut și foarte inteligent. Miruna, ești foarte deșteaptă și foarte veselă, și îmi place tare mult. Samuel, ești un copil inteligent și perseverent, adică te străduiești din toate puterile ca să-ți iasă lucrurile la școală când mai bine și cred că și acasă. Sara Ivan, Ești o fetiță frumoasă și inteligentă, la fel cum e și Samuel frumos, de altfel. Nati, ești o fetiță finuță, delicată și deșteaptă. Andrei Matiezuc, ești inteligent și ești un băiat puternic. Julia, Giulia, mă vezi? Ești veselă și ești foarte frumoasă. Riana, ești inteligentă și ești descurcăreață. Alexandra, ești o fetiță foarte frumoasă și foarte deșteaptă. Bogdanică, Bogdan, ești manierat, adică știi să te porți foarte frumos și ești un băiat inteligent. Andreea, ești frumoasă și ești o fetiță îndrăzneață și îmi place acest lucru. Andreas, ești un băiat deștept și puternic. Matei, ești un băiat inteligent și un băiat tare cu minte. Dani, ești un băiat frumos și inteligent. Natalia Păduraru, pentru că avem două Natalia, da? Perseverentă, ești perseverentă și deșteaptă perseverentă, adică te străduiești din toate puterile, și conștiincioasă la școală și îți faci toate lucrurile uh, la timpul lor. Mario, Ești un băiat mare, mă vezi? Ești un băiat puternic și un băiat respectuos. Maria Roșu, ești o fetiță finuță, delicată, adică ești o fetiță și foarte deșteaptă. Sara Stoica, îmi place de tine, ești o fetiță frumoasă și o fetiță foarte deșteaptă. Dragoș, ești un băiat inteligent și un băiat ascultător. Teo, te o mă vezi? Ești un băiat tare descurcăreț și foarte deștept. Irinuca, ești o fetiță finuță și o fetiță foarte deșteaptă. Ia să văd eu, sunteți toți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pardon, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bravo! Bun! Atenție! Aceste complimente vi le-am făcut din suflet. Să știți că nu, sunteți, nu sunt singurele pe care le aveți. Voi mai aveți o mulțime de complimente pe care puteți să le faceți, sunt convinsă că le aveți. Puteți să faceți un compliment membrilor din familia voastră. Adică duceți-vă la mama în această seară și spuneți uh, simplu: Mami, ești și adaugă după aceea un compliment sau mai multe dacă vrei. Uh, poți să faci aceste complimente și tatălui tău și fraților și surorilor tale sau bunicilor. Dacă nu stați cu ei, puteți să le trimiteți acest compliment printr-un mesaj. Și am o rugăminte la voi, ca să păstrați legătura între voi. Încercați să. Știu că ați mai vorbit la telefon unii cu ceilalți, încercați să le transmiteți colegilor de bancă astăzi sau în zilele următoare, când considerați, voi, dacă simțiți acest lucru, le trimiteți un mesaj. Prin care să le adresați un compliment de preferat colegului de bancă, dacă nu aveți coleg de bancă, altui coleg din clasă. Dacă doriți să transmiteți mai multe complimente mai multor colegi prin WhatsApp sau prin alt mijloc de comunicare, vorbind la telefon direct, puteți să le transmiteți acest lucru. Sper că ați înțeles cum este cu complimentele. Și cu jignirile. Să concluzionăm așa, deci este bine să facem complimente pentru că îi facem pe oameni fericiți. Spunem complimentele numai când le simțim și le spunem din suflet. Și nu este bine să adresăm niciodată jigniri pentru că. Îi supărăm pe cei din jurul nostru, și dacă avem vreun moment când suntem nervoși, că de obicei atunci facem adresă în jignir, da? Respirăm de câteva ore adânc. Ne ducem într-un loc liniștit și ne așezăm și ne gândim ce putem face. Respirând adânc, încercăm să ne calmăm nu deschidem gura înainte când suntem nervoși și ne apucăm și adresăm jigniri, mai ales acum celor din familie, nu? pentru că stăm mai mult cu ei, dar niciun caz nici prietenilor, nici colegilor la școală și chiar nici măcar oamenilor pe care nu-i cunoaștem. Deci oamenii ar trebui să uite cu desăvârșire de jigniri și să adreseze numai complimente, atunci când simt din suflet cu adevărat. Bun. Sper că ați înțeles cum e cu complimentele și cu și cu jignirile. Și uh, lecția de dezvoltare personală s-a încheiat. Vă pup și vă urez toate cele bune. Pupici.